13 nu este un număr cu ghinion, o spune fostul lider al minerilor, Miron Cosma. După 13 ani de iubire, Cosma a dus-o pe Marinela Nițu la altar. În primul interviu acordat după nuntă, Luceafărul Huilei a ținut să spună lumii cât de intensă este iubirea sa cu Marinela. A spulberat astfel teoria fostei sale soții, care crede că Miron Cosma s-a însurat cu Marinela doar ca să se răzbune pe ea. Marea iubire nu se uită. O zicală perfect valabilă pentru Miron Cosma și Marinela Nițu. Când nimeni nu mai credea în povestea lor de iubire, cei doi au ajuns în fața preotului să jure dragoste eternă. Ceremonia a avut loc la Brașov într-un cadru restrâns. De ce ați ales Brașovul? Pentru că îmi place Brașovul, pentru că Marlene e din zonă, e brașoveancă. Chiar dacă este la a treia căsătorie, Miron Cosma pare mai îndrăgostit ca niciodată. Când a întâlnit-o pe prima sa soție, spunea că aceasta este genul de femeie alături de care orice bărbat își dorește să rămână toată viața. S-a răzgândit însă și a ales să se însoare cu o altă femeie, avocata Monica Ionescu. Căsnicia lor n-a durat însă decât un an. Fosta soție, Monica Ionescu, povestește că noua căsnicia lui Miron Cosma nu este decât o răzbunare, însă nu spune pentru ce vrea Cosma să o pedepsească. Proaspeții căsătoriți nu dau importanță declarațiilor belicoase. Noi nu ne-am propus lună de miere, noi ne-am propus o viață de miere. Povestea dintre Marinela și Cosma a început în 1998. El, fost lider al minerilor, era încă liber. Ea era cântăreață și model. S-au iubit chiar și după ce Cosma a ajuns după gratii. Apoi iubirea s-a stins. Sau cel puțin așa părea. Nu mai mergea. Nu mai mergea pentru binele ei, pentru binele. Îi doresc tot binele din lume și să se bucure de viață. Acum se bucură.